Spun și eu din toată inima, din vreună cu întreaga adunare, slăvit să fie Domnul. Amin. Prin îndurarea Domnului și numai prin îndurarea Domnului a răsărit iarăși soarele pe paloarea aceasta de pământ. Și mă rog din toată inima Domnului ca Domnul în mila, în îndurarea și în bunătatea Lui să facă o minune încă mai mare. Și Hristos, soarele neprigăririi, să lumineze, să încălzească și să mântuiască sufletele și viețile noastre de tuturor. Și lumina Lui mult binecuvântată să meargă dincolo de zidurile acestei case de rugăciune. Să cerceteze fiecare suflet, fiecare casă. În orășelul acesta să meargă până la marginile acestei țări și până la marginile Pământului. Amin. Citiți și eu cuvântul Domnului, Faptele Apostolilor, capitolul al doilea, începând cu versetul 36. 1057, pagina în Sfinte de Sfântul, Faptele Apostolilor, capitolul al doilea, începând cu versetul 36. Să ne ridicăm și să cinstim și în felul acesta, Sfântul Cuvânt al Dumnezeu. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a răstignit vor. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas stăpuni și inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să faci? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, de iertare păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea îndemnat și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei să nu iau. În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Amin. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Iar cei care primiți îndemn din partea Domnului, rugați-vă prin Duhul Sfânt în Duhurile voastre, Domnului, ca Domnul să se îndure de noi de toți, nu numai de mine, ci de întreaga adunare, ca să putem duce cu bine toți slujba foarte însemnată care ne sunt în ziua aceasta, la ceasul acesta, în lucrul acesta, în față. Amin. Mii de ani în urmă s-a făcut un sfat domnesc în cer. Și la sfatul acesta domnesc, Dumnezeu Tatăl a pus o întrebare. Cine va merge pentru noi? Cine se va duce pe pământ să împlinească dorul care este în inima noastră? Cine va merge pe pământ să împlinească dorul care este în inima omului după ce Dumnezeu a așezat în inima fiecărui om gândul veșnicie? Și după o vreme, Dumnezeu, Fiul Domnului Iisus, s-a ridicat și a spus, iată-mă că vin. În surul cărții este scris despre mine, vin și vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Și la vreme hotărâtă, Domnul Iisus a lăsat tronul de slavă, a lăsat cerul. S-a întrupat. A venit aici pe pământ să ne caute și să ne mântuiască. El n-a venit să ne dea o religie mai bună, n-a venit să ne facă mai bun, mai cum se cade, n-a venit doar să ne ierte de păcate sau să ne libereze de parte de un fel sau de un alt. A venit pentru ceva cu mult mai important. A venit să ne nască din nou. A venit să ne nască a doua oară, să ne nască din apă și din Duh. A venit să ne nască de sus, a venit să ne nască din Dumnezeu. Foarte mult m-am bucurat de cuvântul pe care l-a rostit fratele acesta olandezul, care spunea avertizându-i nu doar pe ei, ci pe noi toți deopotrivă, botezul este un simbol. Și este un moment în începutul lui aventurii acesteia nespus de important, care înseamnă călătorie prin pustia vieții, drumul spre cele veșnice. Și spune Domnul Iisus, vinul cel nou al credinței în el nu se poate păstra decât într-un burduf nou. Trebuie o inimă nouă.
prin care să se păstreze vinul cel nou al credinței în Iisus. Cum pentru viața aceasta pământească este nevoie de o naștere biologică, pentru împărăția cerurilor, pentru viața de dincolo este nevoie de o altă naștere, nașterea de a doua oară. Nașterea din Dumnezeu, nașterea de sus, nașterea din apă și din Duhul Sfânt. Le-am spus și prin alte biserici, v-am spus și aici, cred că este important să spunem și de această dată. Nu-i mințiți pe copiii voștri și nu-i mințiți pe tinerii voștri și nu-i mințiți nici pe cei firișii lumești de prin adunări. Ci spuneți-le adevărul și numai adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Una este să te naști într-o familie creștină, din părinți care se tem de Domnul și iubesc pe Domnul. Și alta este să fii născut din nou, să fii de sus, născut din Dumnezeu. Una este să frecventezi o biserică în care numele Domnului este chemat, este înălțat, este onorat și este slujit cu sumbătate. Și cu totul altă este să fii în biserica aceea născut din nou din Dumnezeu, în mădular viu, în trupul cel viu și binecuvântat al lui Hristos. Trebuie să vă nașteți din nou. Dacă un om nu se naște din nou din apă și din Duh, mai întâi nu poate să vadă Împărăția lui Dumnezeu. Această lume de stadiu superior. O realitate mai presus de orice ce numim noi realitate. Că dacă n-ar fi, nu s-ar tot numim. Tinerețea fără bătrânețe și viața fără de mare. Trebuie să vă nașteți din nou, că dacă un om nu se naște din nou din apă și din Duh, după aceea zice, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nu zice că nu va intra. Nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a venit din cer pe pământ, om al durerii și obișnuit cu suferință, să ne caute și să ne mântuiască, să ne nască a doua oară. La cincizecime, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul au chemat pe Dumnezeu Duhul Sfânt și au spus așa. De acum lucrarea de mântuire s-a înfăptuit. Te trimitem pe pământ, într-o țară străină, să cauți și să aduci nevastă pentru fiul. Să nu te întorci fără de nevastă. Căci Tatăl în înțelepciunea și în dragostea lui cea fără de margini, a hotărât ca fiul să împartă tronul cu mireasă. Celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau pe scaunul de domnie al Tatălui meu care este în cer. Și iarăși zic, sufletul meu premărește pe Domnul, pentru că iată acesta orandez care ne-a dat un cuvânt foarte însemnat de învățături, aici este numai început. Și Biblia spune că mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul. Și El i-a avertizat și pe ei și ne avertizează și pe noi. Sigur că este o mare bucurie că i-au hotărât să săvârșească pasul acesta. Dar Biblia spune despre oameni care știu Cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinesc, mai bine nu s-ar fi născut. Mai bine n-ar fi venit în lumea aceasta și mai bine și-ar lega o piatră mare de moare de Dumnezeu și s-ar arunca în mijlocul mării. Mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și Biblia ne poruncește și zice, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Dar vine partea a doua, aceleași splendide de realități, unde spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Când mântuirea este cea mai scump și cea mai drag, este lucrul cel mai de preț în exercițiul viețuirii noastre pe pământul acesta, Dumnezeu prin Duhul Sfânt înclină voința noastră spre cele sfinte și tot El ne dă și puterea de înfăptuire a unei vieți sfinte și binecuvântate. El este Tatăl cel Ceresc și noi suntem, oricât ar fi frații și de înalți, de băinici, de arătoși, noi suntem copii. La cincizecime începe alergarea noastră și merge din generație în generație până la sfârșitul veacului. Scopul și lucrarea Duhului Sfânt este Evanghelia până la marginile pământului. Scopul și lucrarea Duhului Sfânt este să caute, să găsească și să pregătească mireasă pentru Fiul. Căci Dumnezeu în înțelepciunea și în dragostea Lui, fără de margini, a hotărât ca Fiul să împartă tronul cu mireasă.
Ucenicii au văzut pe Domnul Iisus când s-a înălțat la cer din mijlocul lor. S-a înălțat în slavă. După aceea însă n-au mai știut ce s-a făcut cu ei. Și la 50 mi-a venit Duhul Sfânt din cer și a umplut casa în care se găseau toți la oaltă și toți s-au umplut de Duh Sfânt. Și de aici mai departe Dumnezeu a deschis cerul și pentru ei și l-a deschis pentru noi toți. Și ei au văzut prin Duhul Sfânt cine este El, Cel care s-a înălțat din mijlocul lor în slavă. Și cel din urmă cuvânt în predica minunată pe care Duhul Sfânt a rostit-o prin Apostolul Petru la 50, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care ați răsignit voi. Să știe bine, dar toată casa lui Israel și să știe bine tot pământul, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-am răsignit noi și păcatele noastre. Nu este bucurie mai mare, bucuria care vine din Duhul Sfânt, potrivit cu adevărul Sfintelor Scripturi, decât să știi cine ești, de unde vii și încotro mergi. Care este rostul viețuirii tale pe pământul acesta? Cum spunea preiubitul frate mai devreme, am făcut de toate. Bine că nu ne-a spus ce înseamnă de toate, că nu este important. De toate. Și nu mi-am găsit împlinire și nu mi-am găsit bucurie. Bucuria bucuriilor să știi de unde vii și încotro mergi. Bucuria bucuriilor să știi, potrivit cu adevărul Scripturilor, că ești străin și călător pe pământul acesta. Și că n-ai numai viața aceasta scurtă de pământ, că de trăit pe pământ, că după viața aceasta urmează una cu mult mai important. Viața pe pământ este ca o școală, este ca un prolog. Și de felul în care trăim viața pe pământ depinde felul în care vom învia din morți. Și de felul în care vom învia din morți depinde locul în care ne vom petrece veșnicia, în cer cu sfinții sau în iad cu demoni. Căci înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Și El nu privește la întâlnișarea omului, că privește la inima omului. Mi s-a vorbit așa de frumos despre Egipt, ieșirea din Egipt, după aceea botezul, trecerea prin apă, prin mare. Și s-a adăugat adevărul care spune, nu l-a spus Dumnezeu, dar spune, cei mai mulți din cei care au ieșit din Egipt prin brațul Domnului, au pierit în pustie, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri sunt scrise pentru noi, ca noi să luăm bine seama. Să ne fie pildă și să nu poftim și noi rău cum au poftit ei. Acum, ei sunt fericiți, noi suntem fericiți. Și cerul este fericit. Și pe cineva care nu este fericit. Diavolul. Și lupta lui pentru aceste suflete și pentru fiecare suflet nu se sfârșește acum când ei vor hotărâi să mărturisească și public înaintea cerului, înaintea iadului, înaintea noastră. Nu-i aparține pentru vecii vecilor, spune e ușor de zis cu gura, lui Hristos și cerul. Diavolul însă se va lupta pentru ei până la ultima suflare de viață. Și se luptă pentru fiecare om, este ca așa. Așteaptă ultima mutare să fie pentru el și acum. Dumnezeu spune, fii credincios până la moarte. Și îți voi da pânăuna vieții. Unde spune fii credincios până la moarte în originalul grecesc, acolo este un cuvânt care înseamnă integru. Și integru înseamnă întreg și curat. Și în probleme morale, și în probleme de vorbire, și în probleme financiare, și în probleme de trăire intimă. Fii credincios până la moarte. Și îți voi da pânăuna vieții. Bucuria bucuriilor pentru ucenici, Duhul Sfânt le-a pus inima pe jar. Și de aici mai departe, nu prin înțelepciunea lor, nu prin puterea lor. Cine era El, Petru? El nu a fost predicator de profesie. A venit Duhul Sfânt pe sine și aproape 3000. Au primit propovăduirea Lui și au fost botezați. Bucuria bucuriilor să știu de unde vii și încotro mergi. De aici mai departe ei au strigat și strigarea lor s-a auzit mii de ani pe întreg pământul, uite că s-a auzit și în România și în țara aceasta. Părinții părinților noștri și acum se aude de sfârșit și în auzul urechilor noastre, dacă avem urechi de auzit. Noi am văzut pe Cel înviat. Noi credem în Cel înviat, noi urmăm pe Cel înviat și îl mărturisim pe Cel înviat. Să știe bine, dar toată casa lui Israel
Că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Pe acest Iisus pe care l-am răstignit. Spune în Biblie despre sufletele credincioase Domnului. Acum voi să mă iertați. Am aici și sărbătoriți și preiubiți așa și nu să fiți molnicășiți dacă o să stau în lucru față la credincioși. Spune în Biblie despre sufletele adevărat credincioase Domnului, nu unii care au doar o religie, de un fel sau din altul, indiferent cum se numește, baptistă, pentecostal, creștin după Evanghelie, păi la alți nu-i mai pomeniți. Că mai sus și prin alte adunări și mai sus și vouă. De ce să tot plâng eu morții de prin casele altora, când în casele noastre sunt dita mai morți? Și spune în Biblie că adevăratul suflet credincios este o seminție aleasă de preoți și rege. Suntem chemați să fim preoți, când ducem sufletele la altar, la Hristos. Și suntem în același timp chemați să fim și regi, unii care domnim împreună cu Hristos, care este împărat al slavei. Când au auzit de aceste cuvinte, au rămas răpunși în inimă și au zis, fraților, ce să facem? M-a întrebat cineva peste ocean în America, câțiva ani în urmă, se mai pocăiesc, se mai botează oamenii în România? Prin îndurarea Domnului am zis, se mai botează cu mine. Și omul acela m-a întrebat cu o mare înțelepciune, dar înainte de asta se mai și pocăiesc? Și am spus asta, eu nu mai știu. Este numai Dumnezeu cel care știe. Au rămas răpunși în ei. Duhul Sfânt i-a dus într-o stare după Sfântă Voia lui Dumnezeu. Și străpunși în inimă, adică într-o stare de umilință, au strigat. Fraților, ce să faci? Și Petru le-a răspuns în singurul fel în care se putea răspunde. Pocăiți-vă. Pocăința nu este invenție nici catolică, nici ortodoxă, nici neoprotestantă. Este o poruncă dumnezeiască. Și este un dar dumnezeiesc. Este cea mai înaltă știință cu privire la trăirea vieții acesteia pământești din perspectiva vieții cele veșnice. Și este un dar, și este o știință ce cuprinde toate domeniile, toate aspectele viețuirii omului pe pământul acesta până la ultima suflare. Și Vechiul Testament este plin de chemare la pocăință. Și Noul Testament cu asta începe. Ioan Botezătorul, acest bărbat minunat, plin de Duhul Sfânt, s-a pornit să predice și el în pustie. Și cea din tâi predică pocăinței. Căci împărăția cerurilor este aproape. A doua zi au venit oameni buni. Dacă ei repredica bine, astăzi trebuie că predică încă mai bine. Și a doua zi a spus aceleși cuvinte, pocăinții-vă. Căci împărăția cerurilor este aproape. Și a venit vremea Iisus însuși. A început așa numită lucrare publică. Și cel din tâi cuvânt de predică pe care l-a rostit, și s-a spus, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Există înviere și viață veșnică. Există un cer minunat și există un iad groaznic. Și se merită să faci orice ce jertfă, orice ce efort în cer să ajungi, și orice ce jertfă, orice efort, orice ce sacrificiu, în iad să n-ajungi. Există înviere și viață veșnică și există și cer și există și iad. Dacă la sfârșitul viețuirii noastre pe pământul acesta, Dumnezeu va găsi plăcere în ceea ce facem noi, ne va da un trup de slavă pentru viața viitoare și pentru activitățile viitoare minunate care ne așteaptă. Așa cum le-a dat un trup pentru viața aceasta pământească, dacă va găsi plăcere în ceea ce facem la sfârșitul alergării noastre pe pământul acesta, ne va da un nou trup, un trup de slavă. Dacă eu v-aș spune, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești, nu mă adresez numai dânșilor întregi adunări. Aș minți. Pentru că întreg cuvântul Domnului spune, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este adunat. Și mi spune că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Duhul vostru este viu din pricina Duhului care locuiește în voi.
Și dacă Duhul celui ce-a înviat pe Hristos din morți locuiește în adevăr în noi, trupul este da, putrezit din pricina păcatului. Dar Duhul rămâne viu din pricina celui ce-a înviat pe Hristos din morți. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi. Și adaugă și spune, dacă trăiți prin faptele firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii pământești, veți trăi. Poate sunt unii în adunare, astăzi, la ceasul acesta, în locul acesta, care n-au mai auzit niciodată cuvântul pe care am să-l spun acum. Destinul nostru cel veșnic nu stă în mâinile lui Dumnezeu. Destinul nostru cel veșnic stă în mâinile noastre. El, Dumnezeu, a făcut pentru noi și pentru mântuirea noastră tot. Nu doar prin sângele care s-a vărsat pe crucea din Golgota. De acolo, mai departe, a trimis Duhul Sfânt pe pământ să ne călăuzească în tot adevăr. Și de acolo, mai departe, El revarsă har după har, belșug de har. Și mai aduce un har și la sfârșitul veacurilor. Despre care zice Scriptura să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. El a făcut și face totul, adică în chip deplin, în chip desăvârșit pentru mântuirea noastră. Noi însă suntem cei care hotărâm cât de aproape sau cât de departe stăm față de o mântuire așa de mare. Destinul nostru cel veșnic stă în mâinile noastre și nu în mâinile lui Dumnezeu. De aia și spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ceea ce omul seamănă aceea va și se cera. Dacă semeni din firea pământească, vei se cera din firea pământească putrezire, adică ea. Și poți să stai într-o biserică și 30 și 50 de ani și să faci fel și fel de slujbă. Dacă semeni din firea pământească, vei se cera din firea pământească putrezire. Și faptele firii pământești sunt acestea. Și cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșeni împărăția lui Dumnezeu. Și după aceea zice, dacă semeni în Duhul, vei se cera din Duhul viața veșnică. Și roada Duhului este aceasta și împotriva acestor lucruri nu este lege. Acum eu mă rog din toată inima pentru dânșii și mă rog pentru toată adunarea și întâi de toate mă rog pentru mine. Câte zile mai trăim pe pământul acesta să luăm foarte în serios fiecare cuvânt al Sfintelor Sfinte. Și să iubim mult în trei cuvântul Domnului, făgăduințele Domnului și mâini cu seama avertizării. Cât o mai trăim pe pământul acesta, niciunul dintre noi să nu adauge nimic la ce este scris, să nu scoată nimic din ce este scris și să rămânem toți la cuvântul acesta care ne poate și pe noi mântui, dacă îl primim cu inimă bună, cu blândețe în inimile noastre. Pământul cel de-al patrulea. Și pocăința înseamnă, spun unii, între găsitori Evangheliei, trei lucruri. Mai întâi să recunoști starea de păcătos mizerabil, după aceea să regreți starea aceasta nenorocită, starea aceasta de răzvrătire, de neprimire, și după aceea să renunți la ei. Sunt trei, așa zise, râuri. Mai întâi să recunosc, și acum și dacă nu recunosc tot, nu recunosc tot să ieși. După aceea să regresi, au rămas rătușii în și după aceea să renunți la viața aceasta care este așa cum este și este atât de trist. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi, zice, veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri. Și pentru toți cei ce vor fi chemați de Domnul Dumnezeul nostru, oricât de mare număr îi va chema el. Și au trecut 2000 de ani de la vestirea aceasta, și de 2000 de ani Duhul Sfânt străpunge inimile a milioane și milioane de oameni. Îi aduce într-o stare de umilință, într-o stare după Sfântă Voia lui Dumnezeu.
Și le dă oamenilor, fără bani și fără de plată, darul acesta minunat. Iertarea păcatelor și viața cea veșnică, mântuirea sufletelor, caritatea de copiii lui Dumnezeu, prin credință. La cinzecime, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul au chemat pe Dumnezeu Duhul Sfânt și au spus așa. De acum lucrarea de mântuire s-a înfăptuit. Te trimitem pe pământ într-o țară străină să cauți și să aduci nevastă pentru fiul. Să nu te întorci fără de nevastă. Căci Tatăl a hotărât ca fiul să împartă tronul cu mireasă. La cinzecime s-a născut de sus din Dumnezeu Biserica lui Hristos și de la cinzecime începe alergarea noastră. Și scopul și lucrarea Duhului Sfânt este Evanghelia până la marginile pământului. Și scopul și lucrarea Duhului Sfânt este să caute și să pregătească mireasa pentru Fiul. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Hristos în noi, este Hristos cu noi și este Hristos în mijlocul nostru. Se minunează unii când spui că Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Tot Petru îi spune lui Anania, într-o împrejurare, îi spune dramatică, dureroasă, Anania și nevasta lui, creștini necredincioși. Anania, cum de ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și Biblia spune că Duhul Sfânt, El și numai El dovedește, lumea dovedește omul în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt lucrează în noi, cu noi și prin noi. Duhul Sfânt străpunge inimile noastre și scoate din inimile noastre, scoate din lăuntrul nostru de câte ori este nevoie tot ce trebuie scos. Orice ce necurăție, orice ce îndoială. Duhul Sfânt este Cel care taie foarte adânc și foarte precis de câte ori este nevoie. Și în nervii noștri, și în limba noastră, în vorbirea noastră, în mândria noastră, în aroganța noastră, în poftele noastre. Și Duhul Sfânt este Cel care aduce din cer balsam de vindecare și un gălem de eliberare. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, spune Domnul Iisus, El are să vă conducă, are să vă călăuzească în tot adevărul. În aventura aceasta nemicomenită, călătoria spre mirele ceresc și spre Canaanul ceresc, prin pustia vieții, Duhul Sfânt ne conduce. Și noi trebuie să fim și să rămânem vegheatori și ascultători până la sfârșitul alergării noastre pe pământul acesta. Acum am mai zbărcit. Suntem oameni și avem slăbiciuni, avem neajunsuri, avem risuri. Le știți voi pe ale voastre și le știu eu pe ale mine. Când ținta noastră este cer și când facem din mântuire actul central și cel mai important al întregii noastre viețuiri pe pământul acesta, Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Diavolul ne părăște necurmat înaintea lui Dumnezeu, El este părășul fraților. Și până să fie aruncat eu de acolo din cer, 24 de ore din 24 ne părăște într-una și într-una. El știe la ce te uiți, știe ce asculți, știe ce vezi, ce vorbești, ce plănuiești și ce înfăptuiești. El știe tot. Nu este păcat fără de lege sau de legiuire pe care să o săvârșim și El să nu ne raporteze, să nu ne părască. Dar spune în Biblie că Iisus este mijlocitorul nostru și este un mare preot prin înțelegere față de noi și față de slăbiciunile noastre. Ca unul care a fost ispitit în toate lucrurile, dar fără de păcat. Și un astfel de mare preot ne trebuia. Orice ce păcat ai făcut, orice ce nelegiuire, orice ce fără de legi, ai căzut, te-ai runicat, te-ai rănit, te-ai julit, te-ai murdărit, nu-i supărat. Cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică. Și am întrebat, Doamne, nu te supărat, dar nu mi-ajung 3 căderi, de ce îmi trebuie 7? Fiecare cădere este cu durere. 7 este cifra care simbolizează desăvârșirea lui Dumnezeu.
Și ne trebuie experiențe dintre acestea dureroase ca să ajungem la desăvârșită încredințare, că nimic nu locuiește în noi. Și cea de-a doua desăvârșită încredințare, că despărțiți de Domnul, nu putem face nimic. Ca o rățușă, dintre aia, din gumă, din cauciuc, nu? O bagi în apă și de fiecare dată iese la suprafață și iese vioaie și foarte vioaie. Cel neprihănită de 7 ori cade și de 7 ori se ridică. Și când ne întoarcem cu pocăință, la mișorcitorul, la marele preot, Doamne Iisuse, iată. Uite, iar am vorbit ce nu trebuie să vorbesc. Și m-am uitat la ce nu trebuie să mă uit și am ascultat ce nu trebuie să ascult și alte din felul acesta. Și când te pocăiești sincer și cu adevărat și strigi la Dumnezeu după mine și îndurare, să crezi la clipearea ochiului, te ești iertat. 24 de ore din 24, Iisus mijlocește pentru noi. 24 de ore din 24. Oriunde îi fi și în orice fel de stare te-ai găsi. Acum, diavolul are înțelepciune nemaipomenită, are iisusință nemaipomenită și are experiență cu de mii de ani, cu miliarde și miliarde de oameni. Și are nemaipomenită experiență prin adunare. Și aduce păcatul acesta, nu l-a zis, al păcat mai mare decât ăsta, desnădește, a descurajat. Și se întreabă omul, că suntem oameni. Oameni, fii nădejde pentru mine la Dumnezeu. Starea mea, uite, așa, și așa, și așa. Acuzatorul îi zice într-o 24 de ore din 24, te acuza într-una ca să-ți pierzi și credința, și mintea, și inima. Când este o mamă, cu mai multă dragoste, cu mai multă grijă, cu mai multă bunătate pentru fiul ei, pentru fiica ei. Când copilul este bolnav, când este căzut, când este rănit, când este julit, atunci mama este cea mai iubitoare și arată cea mai mare grijă și cea mai mare dragoste pentru copilul ei, drept este. Și Dumnezeu să ne aibă, măcar la fel, o inimă iubitoare pentru noi, cum are o mamă. Să crezi în toată inima, oricât ai fi de căzut. Spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, să ne le ierte și mai face ceva. Și să șeargă orice fără de lege. Și înainte de asta zice așa. Că eram într-o adunare, cum suntem noi astăzi, prin îndurarea Domnului aici. Și în adunarea aceasta, în spatele meu, pe perete, era afișată o parte de Scriptură care zicea Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și am întrebat pe cei din adunare, voi credeți ce este scris aici în spatele meu pe perete? Da, noi cred. Îmi pare foarte rău spus, eu nu cred. Și s-au mirat, cum nu crezi? În Biblie nu scrie așa. În Biblie scrie, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și cum zici mai departe? Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele care curge prin toate mădurarele unui trup, sigur curățește și vindecă. Să credeți din toată inima. În orice sare, în orice împrejurare de viață v-ați găsit, potrivit cu adevăr, cu lumină, îi plici pe genunchi și spui, Doamne Iisuse, cred că sângele Tău mă curățește și pe mine de orice păcat. Și sângele Tău mă curățește acum, îmi curățește creierul. Și îmi curățește inima, și ochii, și urechile, și gura, și mâinile, picioare, tot absolut. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Să iubiți pe Domnul și casa Domnului cu toată inima. Și să nu vă lăsați nici de Domnul și nici de casa Domnului. Avem, zice, părtășie unii cu alții. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați și la numărul ucenicilor s-au adăugat 3.000 de suflete aproape, cum aproape 3.000 de suflete au murit odată în pustie, care știți istoria. Călătorii spre canal. Știți care este mesajul cinzecimii? Și știți care este mesajul Evangheliei din mii de ani încoace? Mântuiți-vă din mijlocul
acestui neam. Nu iubiți lumea și nici lucrurile din ea, căci lumea și pofta ei rea trece. Avem nevoie de lucrurile din lumea și a sărut de una de alta. Dar nimeni să nu mai fie loc de așa ceva. Lumea și pofta ei rea trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, acela rămâne de. Și mă gândesc că s-o doriți să faceți voia lui Dumnezeu astăzi, la ceasul acesta, ca un prim pas. În tot ceea ce înseamnă de aici mai departe voia lui Dumnezeu, până la sfârșitul alergării pe pământul acesta. Pentru noi, mai cu seamă, este porunca acestei Scripturi. Să nu vă potriviți chipului veacului acest. Și noi avem în adunările noastre mii și mii și mii și mii. Care iubesc lumea și lucrurile din ea și au în minte și minte un singur gând cum să se potrivească mai bine chipului veacului acest. Un duh de amăgire să stăpânește și în adunările noastre, cum era și în lumea comunistă. Și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți să deosebi bine care este voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Cartea aceasta, Faptele Apostolilor, pe bună dreptate, este numită de către unii Cartea Faptelor Duhului Sfânt. Și găsești în cartea aceasta faptele de vitejie, faptele mărețe pe care Duhul Sfânt a săvârșit prin Sfinți vremurile de început ale Bisericii, dar vă găsești și luptele, încercările, durerile, necazurile, loviturile, au fost fii supuși mereu și mereu și parcă îți vine să zici ce greu le-a fost lor. Și iarăși poate că vine să zici ce greu le-a fost lor și ce greu le-a fost lor. Și Duhul Sfânt din Apostolul Pavel zice nu. Vouă va fi greu. Adică nu. Căci în zilele de pe urmă vremurile vor fi grele. Și sunt grele și din care afară de grele. Și de aici mai departe vor fi încă mai grele și încă mai grele. Cine zice că trăim vremuri de trezire și de har mine. Trăim vremuri de criză spirituală nimeni întâlnită și nimeni cunoscută în întreaga istorie zbuciumată în memorii omenesc și în biserică. Și trăim vremuri de luptă și de pregătire de luptă. Am mai spus aseară în adunare la Tornaut în Pate. În secolul al XX-lea noi am experimentat două sisteme de inspirație demonică. Nazismul și comunismul. Și acum vine ceva cu mult mai grosat. Este societatea aceasta pe care, în mod foarte înșelător, cei care o tot gândesc, o tot croiesc și o tot hotărăsc, o numesc societate umanistă. În realitate este societatea satanistă. Este perioada anticristică despre care vorbește Cuvântul Domnului. Când lucrurilor bune li se spune rele și celor rele, li se spune bun, este ceva grosat. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ce făceau ei? Și spune cel din urmă verset pe care l-am citit, stăruiau. Aveau o pasiune sfântă și știau numai în felul acesta vom fi și noi, mai mult decât viruitori în luptele cu păcatul, cu lumea, cu poftele și cu demonii. Zice că stăruiau. Iar de inimă. E o pasiune sfântă. Pocăința este o îndrăgostire. Cerul este îndrăgostit de noi. Și noi suntem chemați prin Duhul Sfânt care toarnă din cer în noi dragostea cu chip Dumnezeu să fim tot timpul îndrăgostiți de Dumnezeu și de cer. Asta este pocăința și alta nu este. Asta este calea care ne duce în adevăr și asta este singurul adevăr care ne duce și ne păstrează în viața cea mai lungă și cea mai frumoasă care este viața veșnică. Acum, o fată îndrăgostită de un băiat care și-a serviciul ei sau școala ei și responsabilității ei în gospodărie. Și-și face bine. Și-aia, și-aia, și-aia. Dar gândurile ei și inima ei merg după băiat. Dreptiți? Se-i spune de fete îndrăgostite de un băiat. Ce toată ziua bună ziua cu băiatul ăsta? Ce toată ziua bună ziua să vă întâlniți și să vorbiți? Ajunge, uite, duminică, după amiază de la 3 la 5, 2 ore și suficient. Păi ce ar fi de fapt asta? Pocăința este o îndrăgostire. Care nu sunteți prin Duhul Sfânt îndrăgostiți de cer, n-aveți credința care mântuiește, aveți o religie. Nu doar necredința îi duce pe oamenii în ea, ci și credințele false deopotrivă. Cum ar fi credința intelectuală, rațională, credința
confesionalul, istorică sau mai știu eu altele de felul acesta. Spune în psalmul cu numărul 1 că își găsește plăcerea în legea Domnului. Și din duminică în duminică cugete la legea lui așa spune. Că își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugete la legea. Păi noi vivim în adunările noastre și avem și în adunarea asta cu nemiluita, care peste săptămână odată ne-ar deschide oamenii. Ca să nu-i credința, să-i se închipui. Și spune, zi și noapte cugete la legea lui. E o îndrăgostire. E un foc, e o pasiune. Nu mai poate Dumnezeu. De dragoste după noi și pentru noi și nu mai putem noi. Plin de mulțumire și recunoștință de dragoste pentru ei. Au ce spune săruiași în învățătura apostolilor. Să nu cumva să vă faceți idoli de și-a religioși, pastori, predicatori, evangheliști și ce-ar mai fi ei, era să zic oare lor. Săruiau în învățătura apostolilor. Săruiau în legătura frățească. Sfinții din toată țara, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea. Că avem și noi prin adunări, oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, oameni firești, oameni numești. Oameni care vin la adunare și se fac mai răi, nu mai bun. Avem fel și fel. Și tovărășii de rele strică obiceiul de bun. Săruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Ăsta este mesajul 50-i mântuiți-vă. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam. Pământul cu tot ce iese pe el într-o zi bară. Cei ce fac voia lui Dumnezeu, aceia vor rămâne în veci. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Suntem chemați să fim puși deoparte. Nu există decât două căi. Cea largă care duce la pierzare, care duce în foc, care duce în iad. Păi nu avem în adunările noastre oameni care nu cred că există iad. Mă bombardează pe mine. Unii, mereu și mereu, sunt dovedesc de asta, așa, așa, așa. Și în Biblie, numai în Noul Testament, în primele trei Evanghelii, de 11 ori, așa numitele Evanghelii sinoptice, se vorbește despre ghenă, despre ea, locul de chin, locința morților, scrâșnetul dinților, întunericul de afară, plânsul și așa mai departe. Să crezi în toată inima că există numai două căi, calea cea largă care duce în ea și calea cea îngustă, calea cea sfântă, calea crucii, calea Domnului, care duce în cer. Mult mai bucurat, ultima cântare, spune despre cruce. Crucea este centrul creștinismului. Fără crucea lui Iisus nu există mântuire. El și crucea nu pot fi despărțiți pentru vece vece. S-a dus în cer. Și are semnele răspândite cu el. Mie mi s-a arătat odată diavolul într-o noapte, într-un înger de lumină. M-ai chemat. Eu sunt Hristosul, eu te salvez. Că eram într-o luptă mare. Și am știut și eu de la alții. Și am spus, bine că e bine, arată-mi palmele. Și n-am ce să-mi arate și-a dispărut. Iisus și crucea nu pot fi niciodată despărțiți. N-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și El răsignit. Noi îl propovăduim pe Hristos și îl răsignim. Se lăuda și Apostolul Pavel și bine mi-a stat și mie să mă laud și de și să se laud. Nu numai acum și peste vreo 30 de ani, nu mai trăi și nu vine Domnul. Departe din mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos. Prin care lumea s-a nebune, răsturnat, vai, 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 parcă eu nu știu ce de nebun. Zice, este răsignită față de mine. Nu mai are nicio putere, nu mai are niciun drept, nu mai are nicio autoritate. Cum a spus Dumnezeu? Păi eu am părținut lumii și păcatului atâta vreme, nu mai sunt iar. Dar și eu, zice, sunt răsignit față de lume. Crucea lui Hristos să fie cel mai bun prieten al nostru. Când iubești crucea, jertfa Domnului Iisus, când îi țintă la El căpetenia și desăvârșire credinței noastre, valoarea lumii se risipește și dispare dintr-o dată. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam. Eu mulțumesc din toată inima Domnului pentru harul acesta de care mi-ai făcut parte. Nici eu și nici dumnealor nu am avut în inima și în minte gândul că o să fim la o lată la ceasul acesta de mare sărbătoare. Acum să mă iertați că am trecut eu acolo 5 minute.
Zic așa din toată inima, Dumnezeu să vă mântuiască pe voi și casele voastre. Și să se îndure neapărat și de mine și de casa mea. Amin. V-am adus câteva materiale și de așa să dau. Este un material intitulat Urmașii lui Hristos. Doi frați care au stat în închisoare pentru Domnul, frate Nicolae Moldoveanu, și un altul minunat apostol. În România, numele lui Simeon Mare. Și după aceea mai sunt vreo 75 minute mărturii, lucrări în Duhului Sfânt, lucrări minunate. Un alt material este intitulat Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțul. Cu băiatul pastorului Bunul, am fost la închisoare la Sighet și la Genapa și cu o delegație mare de la Vocea Martirilor din multe locuri de pe pământ și după aceea o lucrare care s-a făcut într-o biserică la București cu mărturii sfinte. Al treilea material este unul care are 13 copii și le dă și învățături de splendoare cerească evanghelică, cum să-ți conduci familia spre Împărăția lui Hristos. Este el de la voastră Domnul. Care nu vă plac alții de altă religie, nu-i suferiți, primii să luați și materialul ăsta ca să vă vindecați. Și mai există un alt material, cel de-al patrulea, 5 DVD-uri cu 24 de desene animate pentru copii, subiecte biblice, vechiuri și noul testament, grăite în românește, ca să se înțelegă bine, și făcute cu simț de responsabilitate, vreo 20 de ani în urmă, că și acum, și în lumea să creștină ce se face acum, nu mai știi ce este, cum este și cât este. Pentru mine a fost o mare cinste, o mare bucurie și o mare onoare să fiu și eu ca și eu de părinți, la ceasul acesta de sărbătoare, cerească și dumnezeiască. Să nu uite nici de și să nu uităm nici noi. Este un Dumnezeu care a început în noi construcția aceasta. Și să fim deplin încredințați că ce a început El în noi va duce la bun sfârșit. Nu este meritul și nu este vrednicia vreunui să rămânem în arul și în carul lui Hristos de miluință. Și pentru că nu este merit și vrednicia omenească în fiecare zi, așa zice în Biblie, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică neîncetat, preamăriți să fie Domnul. Amin.